Conform datelor publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, rata șomajului înregistrată la mijlocul ultimului trimestru al anului trecut era de 3,49%, în ușoară scădere față de începutul trimestrului. Dacă se face raportarea la același interval de timp din anul 2020, se observă o ușoară creștere, aceasta fiind la nivelul la JOFM Hunedoara de 0,0 puncte procentuale. Pentru județul Hunedoara avem rata șomajului pe luna noiembrie, comunicată de către Institutul Național de Statistică, 3,49%, înregistrează o ușoară scădere față de rata șomajului pe luna octombrie, care avem 3,53%, iar față de anul 2020 avem o ușoară creștere. La anul 2020, la luna noiembrie, avem 3,45%. În evidențele AJOFM Hunedoara erau înregistrate la mijlocul trimestrului 4 al anului trecut 5.968 de persoane, dintre care 2.886 femei. Majoritatea șomerilor din județul Hunedoara au studii liceale, provin din mediul urban și au vârsta de peste 40 de ani. Din numărul total al șomerilor înregistrați în județul Hunedoara, mai bine de jumătate, adică 3.084, erau neindemnizați.